1 Corinteni 7 despre căsătorie. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndeleniciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina de stăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor nensurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine, dar dacă nu se pot împrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată, să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevasta.